Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou din Deșteptarea. Mai mulți medici pediatri vorbesc despre un val neobișnuit de pneumonii în spitalele de copii în această perioadă, mult mai devreme decât perioada uzuală pentru astfel de cazuri, care e de obicei iarna. La Spitalul de Copii Victor Gomoiu din București, de pildă, sunt internați acum aproximativ 25 de copii cu pneumonie și mulți au nevoie de mască de oxigen, a explicat un medic pentru publicația G4 Media. La Grigore Alexandrescu, în ultimele zile s-au internat circa 10 copii pe zi cu insuficiență respiratorie și pneumonie, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului. La telefon este doamna dr. Sandra Alexiu, de la Asociația Medicilor de Familie București, Ilfov. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Să rămână! Doamna doctor, ați observat și noastră un număr mai mare de cazuri, cumva o situație ieșită din comun? Trebuie să confirm ce spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, numărul este mare, numărul de cazuri este mare. Sigur, doar un număr mic de persoane a ajuns să se interneze în spital. Cea mai mare parte a acestor copii vin întâi la medicii de familie. E adevărat că numărul de copii cu infecții respiratorii este foarte mare, dar să nu uităm că a început școala. Și este mult mai devreme decât de obicei. Școala începea în jur de 15 septembrie în România, o viață întreagă a început așa. Din acest an, lucrurile s-au întâmplat mai devreme. Dar medicii sunt obișnuiți ca odată cu începerea școlii și reintrarea în colectivitate, unde se transmit mult mai ușor toate infecțiile respiratorii, toate aceste virusuri circulă mai mult prin aer, totdeauna la începutul școlii copiii se îmbolnăvesc și spitalele se pregătesc pentru asta. Deci nu este un fenomen atât de rar, însă problema este a acestor cazuri de pneumonie severă care au nevoie de aport de oxigen. Și asta se întâmplă pentru că toate măsurile de lockdown și toate măsurile de izolare, felul în care părinții au încercat să-și protejeze copiii în acești 2 ani, au dus evident și la expunerea lor mai redusă la toate virusurile din jur și la o blândețe, o scădere a imunității de apărare. Pentru că pentru aceste virusuri circulante, imunitatea nu ține mult. Dar imediat după ce faci răceala, ceva tot durează. Ei bine, nemai făcând toate aceste infecții la fiecare sezon rece, lucrurile s-au adunat. În sensul că imunitatea copiilor a scăzut pentru că expunerea lor a fost mai mică. Și poate de asta este un motiv pentru care putem explica acum faptul că aceste infecții sunt ceva mai intense. Bun, spuneți că unele dintre cazuri sunt severe. Ce le spuneți părinților? Cum pot identifica potențiale probleme? Ce le recomandați? În primul rând, părinții trebuie să știe simptomele cu care acești copii se pot prezenta sau sunt primele simptome cu care apar la aceste răceli. Bine, asta cred că nu este o surpriză pentru nimeni. Toată lumea știe că fac febră, fac secreții nazale, încep să tușească, îi doare capul. Doar că părinții trebuie să știe ce au de făcut în fiecare etapă a acestor răceli, pentru că la început lucrurile ar putea părea mai simple, după care se agravează și trebuie să recunoască semnele de alarmă, pentru care trebuie să știe că trebuie să vină la doctor, fie la medicul de familie, fie uneori chiar direct la spital. Și asta se întâmplă atunci când un copil este altfel decât îl știu de obicei, este afectat, este somnolent, nu răspunde la stimuli, nu mă arzace. Noi spunem că un copil care nu se mai joacă și nu mai vrea să mănânce este o problemă, chiar dacă nu pare să aibă simptome foarte intense. Pe de altă parte, un copil care cu toate că are febră, se joacă și e foarte vioi și este așa cum știu părinții, nu ridică un semn de alertă foarte mare, pentru că depinde foarte mult și cum se apără. Și important e să știe și părinții să nu înceapă să dea medicamente la cel mai mic semn de răceală, pentru că imunitatea se formează în momentul în care organismul este pus în alertă. Dacă un virus întâlnește un copil, atunci copilul începe să se apere, face puțină febră și începe să facă secreții nazale și atunci încep să se formeze anticorpii. Dacă noi intrăm imediat în rolul de părinți foarte panicați și începem să dăm siropuri de febră, de tuse, de tot ce există prin casă, atunci acești copii nu mai au posibilitatea să se apere. De asta recomandarea noastră este să nu înceapă imediat cu medicația, ci mai degrabă să aibă grijă să ofere un mediu sigur, să îi ofere hidratare, să rămână acasă și să nu meargă la grădiniță sau la școală ca să nu-i contamineze și pe ceilalți, pentru că în felul ăsta mai restrângem un pic transmiterea virusurilor.
Doamna doctor, încă mai circulă coronavirusul și foarte mulți părinți în momentul în care copiii prezintă aceste simptome despre care vorbeați, clasice de răceală, intră în alertă și se gândesc să-i testeze pentru COVID. Mulți mai avem încă acasă testele alea care au fost împărțite în școli, testele de salivă din primăvara trecută, și vă întreb dacă mai sunt relevante aceste teste cu tulpina actuală de coronavirus și dacă ea mai poate fi testată corect cu teste de salivă, fie ele cele vechi sau cele care se găsesc acum. Testele de salivă oricum nu prea sunt relevante pentru niciun fel de tulpină de coronavirus. Din punct de vedere al profesionistului, trebuie să spun că eu prefer să folosesc teste nazale când e vorba de testarea rapidă. Mult mai mult decât cele salivare, ele oferă multe situații de fals negativ și dau o falsă siguranță atunci când ele sunt negative. Eu mă confrunt cu o reticență a părinților în ceea ce privește testarea. Noi încercăm să testăm, cel puțin încerc să testez tot copiii care vin răciți, dar părinții uneori refuză pentru că au impresia că este o manevră invalidantă, cumva dureroasă pentru copii. Și eu aș zice că ar fi mult mai util pentru noi să depistăm lucrul ăsta, pentru că știm ce avem de făcut. Pe de altă parte, virusul, coronavirusul va rămâne cu siguranță între noi. În momentul ăsta nu sunt foarte multe cazuri, dar sigur că venim sezonul rece, lucrurile se vor schimba. Însă tot vom ajunge la cele 5 zile de izolare în cazul în care sunt pozitivi. Și trebuie să știm că în orice fel de răceală, un copil răcit e bine să stea acasă 4-5 zile ca să se protejeze pe el și să poată fi tratat corect și să poată fi și ceilalți copii protejați din colectivitate. Deci ar trebui să începem să ne obișnuim cu acest virus și să începem să înțelegem că face parte și va rămâne să facă parte din viața noastră. Mulțumesc. Ceea ce este mai serios este faptul că se apropie gripa și pentru asta trebuie să rămânem în alertă, pentru că se pare că vom avea un sezon de gripă greu. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea doamna dr. Sandra Alexiu de la Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.